În ultimele zile ale lunii august, influența puternică a lui Venus va aduce schimbări semnificative în diverse domenii. Marți, trigonul Venus-Uranus va favoriza cooperarea, creativitatea și succesul în comerțul cu antichități și bunuri de lux. Pe parcursul săptămânii, opoziția Venus-Neptun va provoca tensiuni în relații, iar la finalul săptămânii, Trigonul Venus-Pluto va aduce stabilitate financiară și succes în domenii legate de asigurări și moșteniri, fiind o perioadă benefică pentru sănătate și carieră. Berbec Pentru Berbec, săptămâna promite o finalizare cu succes a afacerilor și proiectelor de lungă durată, precum și oportunitatea de a se odihni. Ei folosesc o pauză în afaceri pentru a îmbunătăți relațiile cu partenerilor, precum și pentru a intensifica comunicarea cu fanii. Mult vor avea șansa de a începe o relație serioasă, care poate duce la căsătorie. Situația financiară promite a fi stabilă, starea de sănătate este excelentă, ceea ce vă va permite să cheltuiți bani pe plăcere, menținerea imaginii, precum și pe cumpărături plăcute la sfârșitul săptămânii. Zilele favorabile pentru cumpărături vor fi vineri și sâmbătă. Taur Taurul se va confrunta cu o perioadă neuniformă din punct de vedere emoțional, a cărei problemă principală va fi relațiile cu partenerilor. Mulți vor tinde să se cufundă în fantezia iluzorii despre un viitor împreună, iar gândirea critică va scădea la minimum. În același timp, reprezentanții Zodiei se vor simți fericiți, motiv pentru care reluarea, care va începe spre sfârșitul săptămânii, Va deveni foarte dureroasă, cu toate acestea, taurii vor putea implementa cu succes ideile creative și va primi, de asemenea, perspective bune pentru îmbunătățirea bunăstărilor materiale. Sănătatea poate ieșua din cauza simptomelor psihosomatice la mijlocul săptămânii, gemeni. Săptămâna le va oferi gemenilor oportunități bune de a stabili legături cu străini care vor fi promițători pentru cooperare în domeniile comerțului, științei, medicinei sau didactice. Unii vor putea găsi rapid un limbaj comun cu oamenii potriviți în ceea ce privește proiectele reciproc avantajoase și vor putea câștiga o reputație de oameni de afaceri informați. Sănătatea poate fi amenințată doar de alimentația proastă și de consumul excesiv de dulciuri, sfera romantică promite a fi stabilă, dar relațiile cu vechii prieteni pot suferi unele transformări, cu toate acestea, acei gemeni care sunt dedicați pozitivității și comunicării oneste vor rămâne și aici câștigători. RAC, pentru RAC, cea mai mare parte a săptămânii va fi colorată de experiențe romantice asociate atât cu noi iubiri cât și cu relațiile existente. Mulți se vor simți inspirați în principal de vești bune și sentimente reciproce, precum și de planuri comune pentru viitor. Afacerile profesionale nu vor cauza prea multă îngrijorare, dar sfera materială va trebui să acorde o oarecare atenție distribuții raționale a fondurilor. Sănătatea voastră se poate înrăutăți până la sfârșitul săptămânii, tractul gastrointestinal și gâtul sunt în pericol în primul caz, ar trebui să vă ajustați dieta în avans, iar în al doilea, încercați să nu mâncați alimente și băuturi reci. Leu, lei își vor putea realiza ambițiile creative în domenii precum arta, îmbrăcămintea și designul interior. Ei își vor putea promova ideile neobișnuite într-un mediu potrivit, primind nu numai admirație, ci și beneficii materiale latura romantică a vieții va prevala asupra restului în a doua jumătate a săptămânii. Aici, lei care nu sunt încă într-o relație se vor bucura de o atenție sporită din partea sexului opus, vor primi invitații la întâlniri, cadouri și recunoaștere. Cei care sunt într-un parteneriat vor experimenta un val destul de puternic de emoții față de celălalt și ei înșiși vor încerca să mulțumească cu surprize plăcute și semne de atenție. Părinții le vor avea un motiv să fie mândri de copiilor. Fecioară. Fecioarele vor trebui să se ocupe de probleme de carieră și foarte activ. Mulți reprezentanței semnului vor avea opțiuni foarte promițătoare de avansare, primind nu numai o nouă poziție, ci și creșterea semnificativă a veniturilor lor. Mulți vor munce din greu, vor veni cu idei noi și vor sugera imediat modalități de a le implementa. Acest lucru nu va trece neobservată de conducere, care folosește potențialul fecioarelor în beneficiul tuturor. Sfera financiară va fi stabilă, iar sănătatea ar trebui să fie atent supravegheată pe tot parcursul săptămânii. Prevenirea este întotdeauna mai ușoară și mai ieftină decât tratarea unei boli deja dezvoltate. Sfera romantică va fi marcată de evenimente neașteptate la sfârșitul săptămânii. Balanță Balanța va avea o săptămână destul de pozitivă, fără dificultăți sau griji, ei își vor desfășura activitățile zilnice, împărțindu-și timpul în mod egal între muncă, familie, prieteni și hobby-uri, proiectele promițătoare pot fi legate de străinătate, alte orașe sau regiuni. Noile cunoștințe la sfârșitul săptămânii legate de chestiuni profesionale pot ajuta la realizarea ambițiilor de carieră în viitorul apropiat. Sănătatea promite să fie stabilă, dar asta nu înseamnă că este acceptabil să nu-i pese de ea. În sfera romantică, balanța și va avea capul în nori, făcându-și imagini iluzorii și răsfățându-se în vise cu ochii deschiși, care le pot îndepărta puțin de obiectivele propuse. Scorpion Scorpionii vor fi implicați activ în partea materială a vieților și până la sfârșitul săptămânii, vor reuși acest lucru. Nu este exclusă nici primirea unor sume de bani din surse neașteptate pentru Scorpion. Scorpionii vor prefera să facă afaceri profesionale fără participarea unor persoane care au aceleași gânduri, profitând de, de inițiativa și resursele lor, în prima jumătate a săptămânii iar în a doua jumătate activitățile colective și proiectele comune vor avea succes. Sportul, yoga și unele hobby extreme vor fi benefice. În sfera romantismului, scorpionii vor da dovadă de inconstanță, ascunzându-și cu pricepere planurile și acțiunile din mediul lor imediat. Săgetător Săgetătorii vor începe să îmbunătățească baza materială a vieților, Folosind toate metodele disponibile pentru aceasta, unii vor avea ocazia să-și schimbe locul de muncă cu unul mai bine plătit, precum și să monetizeze unele dintre abilitățile și talentele lor. Sănătății trebuie acordată o atenție deosebită, iar raportul preventiv de vitamine sau supliment alimentare nu va fi deprisos în legătura cu următoarea perioadă de toamnă părinții săgetători vor fi obligați să se dedice mai mult decât de obicei copiilor lor, cufundându-se întreburile acestora din urmă, mai ales în legătura cu studiile lor. Prietenii buni și comunicarea plăcută îi vor ajuta pe săgetători să compenseze costurile cu energia lor vitală. Capricorn Capricornii folosesc săptămâna pentru a-și stabili noi obiective și pentru a-și îmbunătăți situația financiară. În sfera profesională, reprezentanții zodiei de pământ vor vedea câteva perspective interesante pentru ei înșiși, care pot fi realizate cu succes cu o persoană sau un partener cu gânduri similare. În mijlocul săptămânii, mulți pot simți tensiune emoțională asociată cu cercul lor social actual. Capricornii se vor simți aglomerați și își vor dori interlocutori mai interesanți și vibranti, dar este puțin probabil ca această dorință să fie realizată în viitorul apropiat. Stara de bine poate varia odată cu condițiile meteorologice și furtunile magnetice, aici ar trebui să acordați mai mult atenție afecțiunilor voastre, poate chiar să fiți atenți la sistemul cardiovascular. Vărsător Vărsătorii vor avea o săptămână plăcută. Singura sursă de îngrijorare pentru ei vor fi prietenilor, despre care reprezentanții acestei zodii vor primi informații ambigue. Mulți se vor simți răniți și vor fi inclinați să tragă concluzii. De fapt, situația nu va fi atât de clară pe cât pare din exterior, iar la o analiză detaliată se va dovedi că vărsătorul are foarte puține motive de frustrare. Se vor deschide noi orizonturi în sfera profesională, se vor face legături utile, inclusiv cu străinii. Sănătatea ta va fi destul de bună, iar situația ta financiară se va îmbunătăți în cel mai neașteptat mod pești, peștii vor avea ocazia să-și realizeze abilitățile în domeniul creativ, toate tipurile de arte, muzică, dans, meșteșuguri nu reprezintă o listă completă a locurilor în care se pot exprima luminos și chiar să facă bani din asta, sfera romantică va fi și ea o prioritate, dar aici totul nu va fi atât de clar și simplu. Mulți vor tinde să idealizeze fanii sau partenerii, atribuind relațiilor ceva care de fapt nu există. Totuși, peștii fără iluzii nu mai sunt pești tipici, dar unii vor fi încă ocupați cu planuri foarte realiste pentru viitor, logodne, nunți, mutare și achiziție de proprietăți. Sănătatea poate fi reamintită prin simptome psihosomatice, care promit să nu dureze mult și să dispară cu iluzii. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!